Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi. Astăzi, în zi des, mare sărbătoare. La mulți ani în România, la mulți ani, dragi români. Nu am putea să facem o excepție pentru că avem o competiție despre care trebuie să vorbim sub numele ei de Cupa României. Deci tot în asentimentul acestei sărbători. Le urez la mulți ani și bine au venit și colegilor mei. Vasile Liber Constantin alături de noi, colegul nostru de la Radio Sport Total FM. Bine, bine ai revenit, Vasile, pe la noi. Ce faci? Bine v-am regăsit. Binișor, am vocea încălzită, după 4 ore de live, deci. Am înțeles, deci încă 45 de minute nu te deranjează, cum s-ar spune. Ionuț, te salut, la mulți ani. La mulți ani, Alice. Ești echipat, pregătit, cum s-ar spune. Cu siguranță, da, să discutăm despre Cupa României. Am înțeles, o să fim într-un ritm ceva mai alert, de batalion, să spunem așa, pentru că avem mai multe meciuri de discutat, avem ultimele partide din faza grupelor din Cupa României, așteptăm să vedem dacă mai există vreo surpriză, dacă există posibilități mai mari sau mai mici pentru echipele care participă. Nu mai pierdem vremea și vorbim despre CS Universitatea Craiova și Farul Constanța, care începe săptămâna viitoare, maratonul. La ce să ne așteptăm, Vasile, de la această partidă? E complicat de spus, pentru că, până la urmă, Cupa României, la fel ca Superliga, fac parte din tot peisajul ăsta larg al fotbalului românesc. Iar fotbalul românesc, dacă are, într-adevăr, o mare calitate, din punctul meu de vedere, față de campionatele din jur, țărilor vecine la care ne raportăm cel mai frecvent, este tocmai asta, impredictibilitatea. N-ai de unde să știi niciodată în România, dacă stai să ne uităm la ultimele sezoane, inclusiv din Cupa României, dar mai ales din Superliga, nici măcar când trecem de jumătatea competiției, nu putem spune dinainte, bă, clar, e o echipă care se detașează în câștigătoare. Iar Farul, ați văzut, deși vine din postura de campioană națională, are niște evoluții inconstante în ultima vreme. Deși Gică Hagi am văzut deseori declarații optimiste în privința evoluției, încă mai are răbdare cu anumiți jucători. Echipa nu știe la ce te aștepți de la ea. De partea cealaltă, ce să spun, oltenii, știți cum e, zicală pe care o repetă tot timpul colegul nostru de la radio, Narcis Drejan, care e chiar craiovean. Craiova, în fotbalul craiovean, sunt anual trei obiective: cupa, campionatul și evitarea retrogradării. Deci, unul sigur e atins, da, exact, clar. De unul sunt liniștiți, e îndeplinit de la bun început. Da, uite, vreau să întreb, pentru că spuneai de acest echilibru care domnește în fotbal românesc, Vasile, domnește pentru că nu este o echipă mai de Doamne ajută și toate sunt pe acolo? Mai ales din cauza asta, din punctul meu de vedere. E o nivelare înspre în jos. Ne lipsesc, am câștigat la anumite capitole, dar am pierdut la cele mai importante dintre ele. Ne lipsesc fotbaliștii care să facă diferența, din punctul meu de vedere. Valoarea, fotbaliștii extrem de valoroși care sunt în stare să decidă de unul singur un meci. Sunt câțiva, îi numărăm pe degete și pe aia îi pierdem de obicei destul de repede. Adică mă uit, orice echipă din Liga 1, dacă ar avea cel puțin doi jucători, să zicem, de nivelul tehnic și fizic al lui Alibec, să spunem, ar fi cu totul alt nivel. Numai că la noi, vedeți că sunt din ce în ce mai puține fotbaliști care sunt privibili, pentru care te duci la un meci, din partea căruia aștepți spectacol. Să fie un fotbalist care să fie în stare să dribleze 2-3 adversari, care să aibă un procentaj mare de transformări în gol al șuturilor de la distanță. Să nu-ți pară rău că ai plătit biletul. Exact, da, da, da. Nu, te aștepți, mai degrabă merge unitatea de grup, organizare, stilul Dorinel Munteanu prinde cel mai bine la ora actuală. Exemplu cel mai, care îmi vine mie în minte acum, cel mai clar, care să reprezinte fotbalul românesc. Apărare, fizic, efort de grup și cam atât. În rest, Dumnezeu cu mila. Haideți să vorbim și de, le luăm așa pe rând, fiecare, mai sunt două partide care se joacă tot marți, UTA Arad și FC Voluntari.
Și mai avem și Tunari cu Gloria Buzău, așa, să facem o paralelă. Ionuț, te rog. Toate cele 6 formații pe care le-a enumerat Alice au șanse de calificare în această grupă. Fiecare tocmai de asta, este... la ora 19 exact. Marți... Sunt toate puse la aceeași oră. Asta este că și scopul automat. Era obligatoriu să se întâmple acest lucru. UTA cu voluntari. Voluntari este la mâna ei. A reușit să bată Farul, campioană antitră, ieșită prematur din competiție cu 0 puncte după 2 etape. Merge la Craiova doar pentru meci de palmares. Voluntari însă... are istorie în cupă. Ok, poate părea accidental această istorie, pentru că are cupa și supercupa câștigate de nicăieri cu Claudiu Niculescu pe bancă, dar poate repeta istoria și dacă pleacă neînvinsă de la Arad să meargă mai departe în faza următoare a competiției. Este un joc deschis cu oricărui rezultat, dar este influențat și de ce se va întâmpla în weekend, pentru că, Vasile, nu prea știm ce formule aliniază antrenorii în competiția aceasta. Asta e adevărat. Mai acum și fără soială asta cu schimbările de antrenori prin Liga 1, tensiune, zvonuri, nu știu, iar statistic vorbind, da, Voluntariul, uităm că are și o finală pierdută de Cupa României în fața lui Sepsi în Giulești. Am fost și la meci atunci, țin minte, și m-am ofticat rău. Și statistic vorbind, dacă mi-amintesc eu bine, tot în cupă, anul trecut Voluntariul mi se pare că a bătut de 2 ori și chiar la scor UTA. Acum 2 remize sau cum avem înfrângere și remize. Exact. Deci nu știu, teoretic, după privind după cifrele statistice, e mai slab sezonul ăsta Voluntar, din păcate. Și la partea cealaltă, Tunari și Gloria Buzău, am văzut un Tunari care a făcut atunci o figură simpatică pe un teren, e adevărat, foarte rău cu cei de la Craiova. Acum 2 puncte în dreptul lor, Alice. Au 2 rezultate de egalitate. Acum nici cine a apucat să strângă punctele, cinste lor, nu-i nici așa? Ei nu sunt ieșiți și am fi spus că Buzău este favorită, dar după ce am văzut după amiaza aceasta, Vasile pierde acasă cu Csíkszereda, parcă nu mai e așa sigură Buzău de victorie la Tunari. Și contează mult și terenul, e adevărat, cum spunea și Alice, pentru că mă uitam în weekend la comentarii, la meciurile transmise acolo, la comentariu colegilor noștri Ionel Luțan și Robert Gherghe. Numai fotbal nu era ce încercau ei să comenteze de acolo, adică era un mod normal ca arbitru aș fi avut curaj să opresc meciul respectiv. Poate terenul desfundat total, nu se... Nu se putea pasa, nici măcar la mă uitam la un moment dat că ajunseseră fotbaliștii să folosească niște procedete tehnice care nu prea aveau treabă cu fotbalul. Înfigeau, cum se zice în limbaj fotbalistic, ciocul sub minge și ridicau peste băltoace pasa, pentru că la firul ierbii pur și simplu... Era pericol de nec mai mare decât... Da. Da. Nu, dar e periculos fizic pentru fotbaliști. Deci, dacă, Doamne ferește, exista o accidentare, nu intrau cu targa, trebuia să intre cu barca. Exact, arăta groaznic, Alice. Da, din păcate... Ce-am spus, fizic. Peste 3 ore la voluntari, voluntari cu Farul pe masă de biliar, Vasile, s-a discutat. Asta am vrut să zic. Sunt 2 echipe care au dovedit că se poate. În toate sezoanele trecute, dacă vrei să fii gospodar, poți. Adică, uite, și Voluntariul, la fel ca Rapid, mă uitam, de exemplu, au schimbat de 2 ori într-un sezon, la un moment dat, gazonul. La fel Farul, la Constanța, la Gică Hagi, ai văzut că iarna... E printre puținele terenuri de fotbal din țară care sunt, la care chiar se ține pornită instalația de încălzire, oricum ar fi, oricât ar costa, și îl menține în condiții excelente. De ce nu se poate și în alte părți? Asta nu știu, trebuie întrebat organizatorii. Da, noi avem, să știi, dezbatem această temă a gazonului foarte des. Acum vedem ce se mai întâmplă până marți, să nu plouă, să nu ningă, să fie ok fotbaliștii. În condițiile în care, Vasile, se va relua campionatul pe 19 ianuarie, la ce te poți aștepta? Să fie căldura care se anunță mâine și ea accidentală în perioada asta? E asta, zi, după noroc. Da. Îți asumi niște riscuri atunci când joci după sistemul ăsta, când se joacă inclusiv în decembrie. Deocamdată văd că vremea, deși teoretic pentru tot ce se întâmplă în rest pe planeta asta nu e deloc ok, cu fotbalul ține, pentru că e încălzirea asta cu câteva grade la nivel planetar, care extinde sezonul până spre mai târziu. Dar, bine, nu e aplicabil peste tot, adică să nu ne gândim că la ruși, de exemplu, vor juca vreodată în miezul iernii. Dar la noi, cum deja nu prea mai avem sezon, anotimpuri intermediare, toamna și primăvara, ați văzut și voi, a ajuns la noi vine iarna într-o miercuri.
Exact. Acum și 20 și de pleacă grade, în mai, adică avem 6 luni de plinge, de primăvară, de iarnă. Am ajuns să te întâlnești pe stradă, la răzdoi, unul în pantalon scurt, unul în palton și se miră care dintre ei e la nebun. Exact, amândoi au plecat de acasă probabil în același timp, dar exact. Le e bine amândurora. Bun, trecem mai departe, vorbim și de ziua de miercuri. Zalău și cei de la Bihor? Asta este meci de urmă. Pentru public. Pentru public și pentru cei local. 12.000 la Victorie care se dau din partea federației. Sunt doi echipe care nu mai au nicio șansă în momentul de față pentru comunitate. Pentru comunitate și pentru public, mie mi se pare ok să se joacă la Zalău, Alice, nu? O competiție. Îți spun imediat, dar cred că dacă nu greșesc, pentru că este echipa mai... Da. Deci nici măcar public nu să fie cine pentru știe că e la ora 14. Dacă era la Oradea, măcar erau spectatori, puteai să știi, ai văzut că au recordul de abonamente. Două echipe de Liga 3-a, sperăm ca spectacul fotbalistic să fie măcar un nivel superior. Sau dacă ceva nu, o perspectivă pentru jucătorii tineri, un pentru... Un meci de 1x2, cum s-ar fi spus pe vremuri, Vasile, nu? Da, da. Șabloanele atunci, da. Care mingea e rotundă și gazdele și-au dorit mai mult victorie. Exact. Bun, Alexandria și Steaua București. Steaua care, ce mai face Steaua în Liga 2? Aici este miza, Alice, pentru că dacă Alexandria bate, cu un joc al rezultatelor se poate califica. Mi se pare că are 3 puncte Alexandria în momentul de față. Da, are... Da, are 3 puncte în momentul victorie. De față Alexandria, deci dacă bate Steaua, și Steaua are un singur punct. Face 6 și este în grupa aceea cu Rapid, cu U și CFR, dacă nu greșesc. Da, care toate cele 3 formații au doar 4 puncte. Exact. Deci Alexandria cu 6 puncte și ceea ce s-ar întâmpla între... De exemplu, dacă Rapid cu CFR fac egal, Alexandria bate și U Cluj bate la Botoșani, merg mai departe U Cluj și Alexandria și rămân acasă CFR și Rapid. N-am reușit să pricep niciodată sistemul în totalitate, să pătrund tainele sistemul ăsta nou din Cupa României, dar uite că nu știu care este sistemul de departajare, care e primul criteriu de departajare. Meciurile directe. Deci meciurile meciurile directe. Dacă nu te-ai întâlnit direct cu echipa respectivă, se merge mai departe la al doilea. Da, știu că sunt cazuri în care echipele nu se întâlnesc deloc. Corect, corect. Dar în momentul de față, grupa aceasta este echilibrată și dacă stai să analizezi pe ansamblu, dacă Alexandria bate Steaua, care este ieșită din competiție, se mută presiunea în Giulești, Alisa, acolo unde Rapid și CFR nu au varianta egalului. Pentru că U Cluj merge la Botoșani eliminată și ea. Exact, și atunci ce se întâmplă între că... două mari echipe care și-au anunțat ca obiectiv Cupa, Rapid și CFR, neavând varianta egalului, una dintre ele va trebui să câștige. Una dintre ele 100% va trebui să câștige. Asta dacă o gândesc cinic, Vasile, pentru că dacă nu... Mai sunt și ambițiile. Acum orice echipă joacă împotriva Stelei are o ambiție aparte. Pe de altă parte, Steaua este invers. Are... N-ar avea motivație... Sau, mă rog, Cupa poate să-și concentreze un pic motivația, pentru că în campionat, neavând drept de promovare, nu știu, îi admir pe fotbaliștii, deci cum reușesc să se motiveze să joace. Iau niște bani. Nu da, crezi? Pur și simplu, în Cupa României, da, e mai simplu, acolo măcar știi o treabă. Ai un salariu primă, merge și treaba, merge mai departe, exact. Dacă e să se întâmple vreun transfer pentru unul dintre ei, cu atât mai bine. Ei, cred că joacă din aceeași motivație după care jucau cei de la Sport Studențesc. Bănuiesc că vă spunea Dacian din perioada un în care palton, jucau acolo. O... Da, nu neapărat, dar toți jucau speranța că vor fi văzuți și vor pleca la mai bine. Cam aia era motivația. Cam asta ar fi scop. Și ambiția din nou de a avea poate un... Sta acolo, la un loc stabil de muncă, cum s-ar spune. Ceva de genul. Botoșani și Ucluj, așa cum menționai și tu, Ionuș, cei de la Botoșani sunt scoși în această competiție. Cred că e mai important pentru ei asta să strângă puncte în campionat. Vor să-și după picioare. Au alte probleme la ora asta. Că financiar nu stau foarte rău. Deci am înțeles că vor să-l aducă pe... Am văzut că chiar discutam mai devreme la radio că deși este ziua națională și a trebuit să fie dedicată exclusiv preponderent românilor, este exact ziua în care se discută, de începând de ieri de fapt și mai ales astăzi, e punctul culminant, despre trei fotbaliști, despre trei antrenori străini în Liga 1. Începând cu ce ai vrut tu să spui, cu Marco Simone, exact. Despre care se vorbește, că ar putea ajunge la Botoșani și nu e o vorbă în vânt așa, adică nu e doar un fum ieșit dintr-o scânteie, e o declarație oficială a domnului Valeriu Eftimie, care a spus că sunt niște discuții
Acum, de ce ar vrea să ajungă un fost tehnician al lui Monaco la ultima clasată din România? Dar nu există riscul ăsta, Vasile, necunoscând campionatul până te pui la punct, adică, cu ce înseamnă Botoșan să fii deja în B? Ba da, și asta e adevărat. Cu atât mai mult stau să mă întreb. La fel, cel de-al doilea nume care s-a vehiculat asta și mai proaspăt, venirea lui Robert Prosineschi la Dinamo. De exemplu. Iar deci tot așa. Ultimele două clasate din Superliga vor să dea niște tunuri. Se plusează puternic. Da, Alice, dar asta spuneam cu Vasile. Riști că până oamenii vin și se pun la masă și află despre ce e vorba în Superliga, să mai aibă două, trei meciuri și să se termine campionatul. E o afacere din care ei nu au decât de pierdut, iar noi nu avem decât de câștigat. Ca imagine. Și mai gândește un lucru, Vasile. Oamenii retrogradează, pleacă, nu mai știe nimeni de ei. Absolut. Da. Așa, dacă e un antrenor român, ai văzut ce se întâmplă cu presa, cât îl întoarce pe toate părțile, că ce ai făcut, că se dacă... Se pregătește proțapul de o lună înainte. Exact, deci oamenii ăia n-au nicio emoție, vin și fac meseria ca niște mercenari, au retrogradat și au luat banii, au plecat și tu lași un brand. Mai ales că știu să-și facă contracte de obicei. Absolut. Și își fac niște contracte prin care sunt siguri că sunt convinși că or să-și ia banii aia. Mai ales că la noi legea s-a și vorbit despre pe tema asta de mai multe ori, spunea șeful sindicatului fotbaliștilor, Emilian Holubei, că la ora actuală legea din România favorizează fotbaliștii străini în detrimentul românilor. Adică un român, dacă are de primit o sumă restantă, are de așteptat câteva luni până își primească banii, e complicat, trebuie să treacă prin mai multe etape. De când un străin are posibilitatea de a se adresa direct UEFA și își recuperează banii mult mai repede. Este un alt statut în privința celor care vin. Așa că, da. Și al treilea este deja instalat, este vorba de neamțul Storc, care a venit ieri la Sfântul Gheorghe, într-o generație mai veche, un pic mai experimentată, dar tot așa, un om care a trecut prin fotbalul mare la un moment dat și despre care ne întrebăm cum a ajuns. Dacă vin și cei doi, am avea 8 tehnicieni străini din 16 pe banca echipelor din Superliga, Alice. Asta ce poate spune? Primele trei clasate au, în momentul ăsta, au tehnicieni chiar străini. 4. Chiar 4. Da, și de fapt, Craiova. Chiar 4. Da, corect, și Craiova, da, uitați. Mandorlini, dacă îl mai pungăm la... Era să zic, nu dacă îl băgăm la străini, dacă îl băgăm la antrenori și pe Aralambus. Da, și a fost asta. Asta zic, ca și angajat în cadrul clubului pentru acest post. Deci din primele patru să le ai toate cu antrenori străini și dacă mai vin și cei doi din 16, 8 deja să fie antrenate de străini. Și acum fie vorba antrenori. Nu sunt nume fabuloase în alea antrenoratului. Ok, Prosineschi, un fotbalist fabulos. Simone la fel, un fotbalist fabulos. Câștigător de Champions League de două ori cu Milan. Când înaintezi spre un Giovanni Constantino despre care nu știm mare lucru, despre un Haralambus despre care n-am știut mare lucru, te întrebi oare încotro se îndreaptă Școala Federală de Antrenori din România, pentru că aici este marele. Și aici pendulăm între extreme. Da. Mai țin minte, acum vreo 5-6 ani, poate chiar mai mult, când era șeful Școlii Federale de Antrenori, fostul selecționer Rădulescu, Mircea Rădulescu, toți acuzam că, Doamne, ce a ajuns Școala Federală de Antrenori, scoate pe bandă rulantă, e fabrică de antrenori, deținători de licență pro. Acum e invers, se vaită toți că trebuie să treci prin nu știu câte obstacole și durează nu știu câți, 2-3 ani ca să obții licența pro, că suntem țara cu aproape printre țările cu cele mai complicate și mai dure regulamente până pentru obținerea licenței. Și ca să ajungi inginer, Vasile, nu poți să te faci peste noapte. Tot sunt 4 ani, nu? Adică da, mie nu mi se pare că sunt ok. Sunt anumite lucruri care poate pot fi discutabile și ușor exagerate, dar în același timp este o altă profesie pentru care îți trebuie o specializare. Să păcălești specializările doar așa, că nici noi din poziția noastră nu venim la nimeni nu venim să operăm pe nimeni de apendicită, că așa văd noi un tutorial pe YouTube. Adică până la urmă... Sau că avem o rudă medic. Exact, și am văzut noi, am mai fost noi pe la spital când eram mici și ne-am petrecut timpul pe acolo. În anumite circunstanțe poți să arzi niște asta etape. Zic, poți să arzi, asta am spus, dar că poți dacă să... vii de la un nivel foarte sus. Poți așa... să eviți prin anumite... Dar se fac anumite concesii pentru în anumite situații, dar până la urmă asta este... Nu, dar și la nivel foarte înalt. Să toată lumea face asta, adică n-am... N-am inventat noi apa caldă. Când a venit Zidane, avea vreo mare performanță înainte să ajungă antrenor la Real Madrid și a câștigat de 3 ori Liga Campionilor.
Să trecem un pic și la cei de la Rapid București și CFR Cluj, așa cum spuneam. Una dintre cele două vișinii trebuie să câștige și să obțină cele 3 puncte. Da, iar după ce s-a întâmplat în Giulești cu Universitatea Cluj, eu nu cred că Rapid își mai permite să mai piardă încă o dată în fața propriilor suporteri, Vasile. Știm că acolo se inflamează repede atmosfera. Și asta e adevărat. Pe de altă parte, e de adevărat împinsă de la spate, cum s-a tot spus, de către proprii suporteri, evoluțiile sunt net superioare. Trebuie să recunoaștem că au mai și avut, poate involuntar, de multe ori sprijinul arbitrilor. Era vorba și de presiune și de mai multe. În factorul ăsta care, într-adevăr, trebuie să fii, ca arbitru, trebuie să fii tare de tot pe nervi ca să reușești să menții un echilibru. E o echipă care, să nu uităm, că nu are un lot nici foarte valoros și nici numeric. Sunt foarte mulți care au spus-o. A spus-o și Mutu înainte de a pleca, a spus-o și Bergodi chiar când a venit. Nu au bancă. Crezi în cele 7 transferuri promise de domnul Șucu? Sincer, până acum, dacă n-am văzut măcar unul de care să fie mai de Doamne ajută, în schimb plecări am tot avut răsunătoare, mai complicat. Eu aș vrea să cred. Omul cheltuie niște bani acolo, nu poate fi pusă la îndoială treaba asta. Că nu a investit până acum masiv cât să scoată ochii așa, să remarce pozitiv în achiziții de fotbaliști, e foarte adevărat, adică au și suporterii partea lor de dreptate. Pe de altă parte, sumele pe care le cheltuie domnul Șucu acolo sunt mari, pentru că să ții o echipă de fotbal nu e de colea, numai plata salariilor, numai întreținerea baze, plus că sunt uităm, și cheltuieli adiacente echipei prime. Adică, copii și juniori, da, exact. Văzut, au făcut baza aia de la zero cu condiții extraordinare. Am înțeles că vor să se reapuce de, să apuce de reamenajarea bazei ProRapid. Ar fi un mare câștig acolo. Și la nivel de marketing și mai zic, mult, adică nu e atât de ușor. Se merge un pic, mi se pare că domnul Șucu a ales să meargă un pic pe mai multe fronturi pentru ridicarea colectivă a lucrurilor. Și a luat-o, s-a și conjurat de oameni care se pricep, e adevărat. Și a luat-o are și o afacere corect de foarte mare succes. Adică până la urmă, cred că dacă chiar nu te pricepi, nu cred că ai avea cum să ajungi într-un punct de tipul ăsta, indiferent ce ar zice oricine. Și cumva, până la urmă, și a luat-o de unde trebuie, de la copii și juniori și infrastructura a copiilor și juniorilor și a echipei mari, pentru că Rapid suferea, nu avea terenul unde să se antreneze, da, în baza lipsei. S-a înconjurat de oameni care au și imagine, corect, și se și pricep la așa ceva, l-a păstrat președinte pe Daniel Niculae, care are o imagine. Și la grupele de copii, Vasile, este Maftei, este Chihaia, adică oameni păi care să au... Știi că acolo e foarte greu să găsești antrenori competenți în prezent. Majoritatea care activează la nivel de copii și juniori la ora asta sunt, poate sunt talentați, dar sunt tineri fără experiență, corect, care termină ANEFS-ul sau cum aștept cum se numește acum facultatea de sport și au primele grade, carnet, nu mai știu, litera C, B, care permite să antreneze doar la nivel de copii juniori și își formează mâna acolo. În rest, e cam complicat să găsești fotbaliștii, foști fotbaliști valoroși, experimentați, care să aibă și talent pedagogic și care să și vrea să lucreze la copii. De, pentru că la, salariile de acolo știm foarte, da, bine, nu sunt cele mai strălucite. Nu sunt salarii foarte atractive. Trebuie să ai o pasiune extraordinară să poți să vii și să-ți găsești motivație. Dar e foarte mare responsabilitate, pentru că până la urmă tu ca părinte îți lași copilul acolo și mai departe trebuie să-l și iei de acolo în aceleași condiții în care la el. Și o personalitate care să-ți permită să te impui în fața părinților, care prin faptul acum, că plătesc, da, nu trăiesc cu impresia că dacă plătesc să faci ce vreau, da, exact, ce vor ei. Exact, își depășesc de foarte multe ori. Sunt niște regulamente, da, acum am văzut. Am că se fost practică la meciuri din astea multe pe la copii de-ai prietenilor și am plecat de acolo cu o imagine. Păi nu, pleci cu capul atât. Mamă, mămicile, deci să vezi, exact, să vezi cum se manifestă mămicile, mămicile care urlă, sunt care spia, da, să, te, să te ferească Dumnezeu să fii arbitru, pentru Alice, că eu am fost arbitru, nu, la copii și juniori. Deci, da, pe vremea când se venea și... Crezi că erau mai cu minție mămicile atunci? Nu ți-ai luat nicio poșetă în cap? Nu mi-am luat, dar jurături... Erai băiat frumușel, de aia nu ți-ai luat, să se uitau mămicile...
Se uitau mămicile după tine, erai băiat. Dacă nu le superi, nu te bagă în seamă, deci, că ele au treaba acolo, duelurile între... Dar eu am văzut odată zburând de undeva o poșetă în capul unui arbitru de, cred că, săracul... Doamne ferește, băi, nu e ok să vă comportați așa. M-am speriat în primul rând limbaj, adică mă gândesc că copiii erau obișnuiți și acasă să audă aceleași lucruri, pentru că altfel 100%. Nu și-ar fi permis mamele să vorbească. 100%, deci, dragi mămici, mai calm așa. Și tații, de obicei, tații sunt cu minți. Exact, da. Vorbesc între ei, mormăi acolo în dreptul lor. Am văzut multe, multe ori tații stau în spatele tribunei cu câte doză de bere și amici între ei. Da, au oamenilor în teritoriu. Exact. Înțelegea, oamenilor trimiși în teritoriu, pe margine, măcar dacă să zică, să se zică de ele. Super. Hai să vorbim și de celelalte meciuri de joi, de la ora 17 câteva și la 20:45 câteva, tot așa, din aceleași considerente, Progresul, Pecica și Corvinul Hunedoara. E, uite aici, interesant cel vis-a-vis de Corvinul Hunedoara, nu-i așa? Și acum un pas în afara grupelor, pentru că dacă bate la Pecica, este calificată 100%, are deja 6 puncte Corvinul. Dacă da, nu 6 puncte la egalitate și cu Petrolul. Și cel mai ușor adversar în ultima etapă a grupelor, Vasile. Absolut. Bine, și acolo sunt niște rivalități în zona... Și Progresul bate la București, da, pe Steaua, cu două zile. Da, e. Asta, Bașca. Cei de la Pecicana sunt în zona Aradului, unde fotbalul e foarte iubit acolo. Adică nu trăiește doar prin UTA. La Corvinul nici nu mai zic. Întotdeauna a fost... Chiar am ascultat unul dintre invitații noștri, fost fotbalist al Corvinului prin anii 70-80, care povestea la un moment dat la noi la radio, la Sport Total FM, zilele trecute, că au fost vremuri când erau fotbaliști de la echipele departamentale sau de la restul echipelor din București care erau invidioși pe cei care reprezentau orașele astea puternic industrializate, cum era zona Hunedoare, unde era Corvinul era susținut de oțelărie, de fabrică, combinat. Cum erau cele echipele minerești din zona minieră, tot așa, unde erau mai bine plătiți și chiar trăiau mai bine decât ai noștri, pentru că contribuiau și ceilalți, erau un bazin mare de microbiști, se umpleau stadioanele până la refuz de mineri, de muncitori, de petroliști, veneau și își dădeau din salariile lor, din primele lor, pentru bunăstarea fotbaliștilor. Aveau prime mai mari decât ai noștri de aici. Că aveau și salarii mari atunci, în zonele astea cu munci extrem de grele, se recompensau pe exact, măsura muncii, întotdeauna. Primeau un salariu ca și cum ar fi angajat și la combinat și luau și bani. Ceva de genul ăsta, dar erau și încadrați în câmpul muncii, cum se spune atunci. Li se și dădea salariu de angajat al combinatului respectiv și pe lângă asta erau și prime fotbalistice. Plus micile chestiuni mărunte, care nouă ni se par rizibile atunci, dar atunci contau enorm de mult. O butelie, o aprobare la gaz, un frigider. Pentru o perioadă în care posibilitățile nu erau aceleași ca în ziua, ziua de astăzi și nu erau atât de facile, chiar contau. Adică... Se simțeai privilegiat. Dar erai privilegiat din anumite puncte de vedere. Adică... Povestea un amic, taică-mea mai comun, mai vechi, care era prieten din copilărie cu răposatul Gicu Dobrin. Și spunea că a apelat la el pentru toate neamurile lui să se ducă să-i obțină Gicu Dobrin personal de la fostul director al fabricii de mașini de la Mioveni, Dacia, și acum actual, foste și actuale, o aprobare pentru Dacia peste rând. Știi cum era atunci? Da, ca da, super mașină, trebuia să aștepți ani de zile. Exact. Da. Și se ducea Gicu Dobrin, Dumnezeu să-l ierte, și vorbea personal cu Stroie, care era directorul fabricii. Am și eu nevoie pentru un văr. Și la un moment dat era, știa când se prindea, bă, Gicule, dar tu ai câți veri ai, că ai venit cu vreo 20-30 până la toată dar producția. Nimeni, exact, dar nimeni nu putea să le refuze. Ai dat producția de anul ăsta familiei tale. Da. Nu, că se plătea pentru el, dar ideea era să fii trecut un pic mai sus pe listă, să aștepți un an în loc de trei ceva. Ce, lumea atunci avea bani, dar până să ajungă să-i folosească, trebuia să aștepte etapele. Exact, trebuia să stai puțin la rând. Bine că s-au schimbat vremurile, puțin la rând stau și cei de la Hermannstadt Sibiu aici în Cupa României, că au 4 puncte și merg la Chindia Târgoviște să mai fure 3.
Da, cred că o să le fure, pentru că nu cred că îi mai arde chindie în momentul de față de Cupa României. Deci să câștige 3, nu să le fure. Atent. Să câștige pe merit, pentru că Hermannstadt și în Superliga arată ca o echipă serioasă. Tot ce se întâmplă acolo arată foarte bine și cred că sibienii au șanse să termine în play-off anul acesta. Ar fi cu atât mai important și o clasare, sau mai bine zis, o avansare în această fază a Cupei României, pentru că au lot. Au merită. Acum această deplasare la Arad destul de dificilă. Au dar parcurs eu cred că... bun, per exact. Total. Al stadion. Stadion frumos, oameni mulți. Orașul arată într-un fel. Adică e una dintre echipele care și dacă ar prinde un loc pentru preliminari, să prindă play-off și ar prinde un loc de preliminarii, de Conference League. Sunt ceva, în insolvență, da. Vasile, și nu la, asta, așa, asta e Tinicheaua care atârnă. Dar a rămas legată de coadă dinainte. Exact. Corect. Că pe fotbal ar merita să joace și să se bată cu șanse reale la Cupele Europene. Dar nu am înțeles de ce se întârzie această ieșire din insolvență, mai ales că... Cred că a explicat la un moment dat Dani Coman, am înțeles că sunt niște proceduri juridice mai greoaie. Nu că i-ar împiedica ceva din punct de vedere administrativ. Că datorii n-ar mai fi, dar că se mișcă greu niște mecanisme, nu știu. Am înțeles, el știe mai bine decât noi că da, e pus acolo. Cred că este bine, favorită la Măldărășan și... a fost întrebat, nu știe să explice. Da. Și mai bine să nu explici lui. Decât să... Adică da, exact, nu e jobul omului până la urmă să... Pe lui și îl face foarte bine și de 2 ani, Alice. Pentru că și anul trecut la fel a jucat. Că nu e ok să fii angajat și să le faci pe toate. Adică sperăm să mai rămână pe aici, pentru că prin campionat, pentru că e o plusvaloare pentru fotbalul românesc. Mă uitam tot astăzi pe niște zvonuri cu parfum de adevăr, după ce a rămas liber de funcție, ca să zic așa, Liviu Ciobotariu și s-a tot zvolit, au apărut zvonuri în privința ofertelor. E foarte curtat și e normal să fie așa în Liga 1. S-a vorbit ba de o venire la Dinamo, ba de o mutare pe colo, pe colo, pe colo. Am înțeles că ar avea o ofertă. De unde? Altceva? La altă parte, cine face cele mai multe oferte în fotbalul mondial la ora asta? Arabia Saudită. Și mă gândeam ce l-ar putea împiedica să nu accepte, adică. Ea mai fost parcă un selecționer. Și Liga 2, dacă te duci în zona... Și dacă te duci în Liga 2 în Arabia Saudită, la ora asta, la cât de tare a urcat campionatul, adică mă gândesc că la nivelul la care a ajuns acolo fotbalul în momentul ăsta, după valul ăsta de importul ăsta de investiții majore, investiții uriașe de, și de super fotbaliști și de antrenori de mare valoare, și dacă se duce la ultima sau penultima clasată, tot l-a apucat pe Dumnezeu de un picior. Îți dai seama. Financiar, cu siguranță, da. Numai când te gândești că cel puțin de 2 ori pe an joci contra lui Ronaldo sau lui Benzema, ție ca fotbalist, ca antrenor, ce trebuie mai mult? Da, e o percepție pe care, pentru că de fiecare dată, nu știu, e o percepție, este un mediu nou, care se clădește nou, cu oameni de perspectivă și nu trebuie să avem o opinie cum că ce se întâmplă pe acolo și așa mai departe. Nu, sunt condiții foarte bune, sunt salarii foarte mari, totul este extrem de performant și totul este la cel mai înalt nivel. Deci, ne pare rău. Că asta este cu bătaie lungă, pentru că se aude că se va găzdui turneul final de campionat mondial acolo, cândva. Se va găzdui în 2034 și exact până atunci FIFA a încheiat în urmă cu o săptămână și ceva un contract cu statul saudit, este unul dintre principalii sponsori ai forului fotbalistic mondial. Exact. Și cu asta basta. Și cu asta deci FIFA joacă pe piept cu... Și cu asta s-a închis la non-stop până la urmă. Fiecare investește în ce vrea. Dacă au bani mulți și vor să investească în asta, gata. E o garanție și pentru noi. Pentru că gândește-te că în felul ăsta ei nu-și vor permite să facă pași greșiți. Vor trebui să facă totul ca la carte în următorul deci decel. Lecții să avem de luat. Petrolul și Șep și Sfântul Gheorghe. Șep și care, din păcate, nu mai are... Pentru ce să se zbată aici? Nu mai are Alice, dar știi care e problema? Că veni noul antrenor, nu o să se ducă în vacanță la Ploiești. Pentru că în continuare va fi o evaluare a jucătorilor. Știu că a spus că a venit pentru că au fost discuții, i-a plăcut baza de pregătire, i-a plăcut stadionul de la Sfântul Gheorghe. Dar cred că jucătorii vor trebui să-i demonstreze acest lucru și nu vor merge la Ploiești, acolo unde Petrolul are nevoie de victorie, să fie sigur 100% de calificare doar în vacanță. Și mai este un aspect recunoscut de Lazio Deseghi, Vasile, că nu este liniște în vestiar între străini și români. Asta una. Da, a și spus de fapt că din momentul ăsta, odată cu instalarea noului antrenor, ochii lui vor fi ațintiți mai mult asupra fotbaliștilor și că cine va mai călca pe bec nu va mai avea parte de bunăvoință.
experiență pe care a avut-o până acum, pentru că și-a dat seama că a greșit defavorizând precedenții antrenori în favoarea fotbaliștilor și că e o eroare, că toată lumea a spus că greșește, dar n-a crezut treaba asta și de acum încolo nu va mai ține partea jucătorilor, asta odată. Și în al doilea rând, cum ai spus și tu, șocul ăsta al sosirii unui nou antrenor de obicei e benefic pentru echipă, pentru că orice nou antrenor e adevărat ține cont și de bunăvoința fostului, care îi lasă niște notițe în urmă, niște munca lui de până atunci, fișele pe fiecărui fotbalist în parte, care mai e de încredere, fiecare ce probleme are, dar fiecare are tendința de a o lua de la zero și de a evalua cu proprii lui ochi tot lotul de la zero. Personale. Da, exact, filtrele personale. Și atunci fiecare fotbalist din lot dă ce are mai bun pentru a primi o nouă șansă. Pentru că tu să zicem că tu săptămâna trecută ai fost prins într-o cârciumă. S-a schimbat antrenorul între timp. Ăsta nou care a venit, poate el habar n-are, te ia de bun. Și atunci, sau poate nu-l interesează de situația asta și poate rezonează mai așa mult cu tine și poate tu rezonezi mai tare cu cerințele lui decât anterior. Că până la urmă, dacă eu mă înțeleg cu tine foarte bine și tu te înțelegi foarte bine cu Ionuț, nu e obligatoriu ca eu să mă înțeleg cu Ionuț prin logica de clasa nouă. Nu e același lucru. Am mai fost antrenor care a spus că sunt foarte greu de manageriat loturile de fotbaliști din orășelele mici, unde sunt ambiții mari, dar orășelele sunt mici și puțin ofertante din punctul ăsta de vedere al vieții personale, al distracției. Cu cât au mai mult timp liber, cu atât au timp mai mult să se gândească la se plictisesc diverse. Acolo au tendința de pierde nopțile ducându-se la distanțe în orașe mai mari. A zis că a fost o problemă. Chiar acolo la un moment dat se vorbea că a fost prins un fotbalist beat la volan la 4 dimineața venind dinspre Brașov. Sau. Da. Omul fusese să se distreze pentru că în Sfântul Gheorghe n-avea unde. Exact. Spunea și Adrian Porumboiu la un moment dat, când avea vedetele braziliene la FC Vaslui pe vremă. Spunea și că măi, înțelegeam că n-au ce să facă în Vaslui, că se plictiseau, că e orașul mic și că erau doar două cluburi mari și late. Erau pe care la Iași, pe erau afară. Pe la Iași mereu. Și mai închidea ochii, da, lăsa să se ducă ba la Iași, ba la Piatra Neamț. Bineînțeles, supravegheați. Adică trebuie să ai și momente de tipul ăsta. Hai să vedem ce moment o să aibă cei de la Oțelul Galați, care vin la Dinamo București și Oțelul este pe locul întâi în această grupă. Face două vizite în capitală de data aceasta. Vine în Superliga să întâlnească FCSB-ul. Hai că nu sunt așa departe, e ok, nu e deplasare. Nu știu dacă vor rămâne sau se vor întoarce la Galați. Nu e o deplasare nebună tot. Nu, e adevărat, dar să nu uităm ce a pățit carul de transmisie săptămâna aceasta, Alice, când a rămas printre localități. Deci dacă vremea se schimbă în zona aceea, pare de preferat. 15 grade pe mâine, după care intrăm după aia în... sunt 11 duminică și ce? După aia ok. De luni 4, 3. Nu știu, te prinde bine, până joi, de fapt, poate să vină vară. Cred că nici Dinamo nu o să pună mare presiune și mare accent pe această competiție. În schimb, Oțelul, da, pentru că știm pe Dorinel. El este garantul acestei performanțe. Ai o ambiție foarte mare la Galați. Da. Adică nu dacă cred a declarat Dorinel Munteanu că vine să-l bată pe Gigi Becali la București. Și adevărul e că își permite să nu-l intereseze. Nu știu, are o poziție suficient de înaltă în fotbalul românesc și... Și cred că și în clubul Oțelul, în momentul de față. Să nu-l intereseze prea. Da, la Galați e idolatrizat la ora asta. Gândește-te că cine n-ar fi mândru să aibă la conducerea tehnică a echipei un recordmenul de selecție al echipei naționale, unul dintre cei mai respectați și serioși fotbaliști și care să aibă și răbdarea de a rămâne alături de echipă începând din Liga a 4-a și să ducă să refuze șanse în viață pentru a merge cu în carieră, pentru a merge cu echipa asta. Și... Să nu uităm că Dorinel Munteanu a refuzat echipa națională pentru a rămâne la Galați. Și au fost ofertat inclusiv de curând. Adică da, asta nu mai nu mai cred zic. Că e, nu cred că le împiedică. Cred că ultima lui ambiție... Din punct de vedere financiar, probabil că are o oarecare lejeritate personală, da, lucru care e firesc până la urmă.
Și cumva, uite, vezi mai bine, dacă n-ai sabia deasupra capului de probleme financiare, de grija zilei de mâine, de așa mai departe, parcă îți faci și meserie. Dorinel altfel. Nu are, însă fotbaliștii săi o au, Alice, pentru că ai văzut cât de iute la mânie asta este. E, nu, eu mă refeream la să-ți faci o profesie în contextul în care nu te interesează neapărat banii și te interesează și mai mult ca persoană. Oțelul la ora asta, sincer, nu prea are echipă, e destul de subțire lotul, adică... cel puțin din punct de vedere ofensiv. E foarte, nu știu, un valuri așa, adică are lacune. Tot pe forța grupului și acolo. Tot pe forța grupului, pe defensivă, pe organizare, pe efort fizic deosebit, că cam toate echipele pe unde a trecut Dorinel. Acolo, asta a fost principalul factor pe care a vrut să-l pună la punct de la bun început. E frumos la Galați. Îi duce la Vatra Dornei, alergă acolo 3-4 săptămâni de săraci, dorm ca clătitele în pat, da? Liniștiți așa, nu se perpelez prea mult. Mai pe de altă parte, asta e riscul meseriei. Nu e obligatoriu să fii toată lumea. Că doar așa poate să obțină rezultate. Nu e obligatoriu să fii toți fotbaliști, sunt atâtea meserii în lume. De-aia noi suntem aici, că nu ne place fuga. Eu când luam o notă mică la școală, mie veneau și îmi spuneau: lasă, tată, că nu-i nevoie să ai note mari la școală, nu-i nevoie să te faci ceva în viață. Că e nevoie de oameni să facă și asta, și asta, și ailaltă, nu este nicio problemă. De muncit poți să muncești oricând. Nu e obligatoriu să faci facultate, nu e obligatoriu să faci liceu, adică e ok, noi te iubim oricum. Așa e sistemul. Și eu, și astea sunt traumele mele din copilărie, hello. Mici, așa sunt, pentru asta e lăudat la ora actuală și e considerat cel mai performant sistem de învățământ din lume, ăla scandinav și în special cel din Finlanda, pentru că se merge pe treaba asta, pe formarea copiilor pentru a fi fericiți, indiferent ce îndeletnicire vor avea în viață. Și exact, nu trebuie să ai 10 la română și la matematică. Sunt, da, și cizmari, la fel de fericiți ca și cum ar fi medici. Asta zic, pentru că nu e obligatoriu să fim toți într-o anumită categorie, ci important e să fii om bun și să îți vezi de treburile tale și nu de treburile celui de lângă. FCU Craiova și FCSB. Derby. No. Și dacă până acum, înainte să se dea loc de Europa League câștigătoare de cupă, am fi spus că FCSB se duce în vacanță acolo, prin vocea patronului Gigi Becali, pare că interesul s-a reaprins pentru această competiție. S-a schimbat schimbarea puțin, da. Așa. Dar nu e va fi ușor la Craiova. E duelul orgoliilor acolo. Cine e mai bun antrenor, Gigi Becali sau Adrian Nicita? Până la urmă. Dacă să ironizăm așa un pic. L-am văzut pe domnul Becali mai apărând și dând sfatul domnului Mitidelu. Dacă era eu, intra ăla. Deci putea să se ducă mai departe cu antrenoratul și către echipa adversă. Teoretic e inferioritatea momentan a Mitidelu pentru că a renunțat la sprijinul fiului, care nu mai face parte, am înțeles, din oficial din conducerea clubului. Eu sunt curios din ce l-au suspendat, că am văzut un comunicat al Federației zilele trecute că a primit o nouă suspendare de 6 luni. Dar suspendare din ce? Stau să mă întreb, pentru că Adrian Mitidelu junior... Pentru că la momentul... Nu mai este nimic. Păi la momentul când a făcut ceea ce a făcut, era în... Încă era este în același scriptă. Lucru, este exact același lucru ca și cu antrenorii care primesc o suspendare, ulterior ei nu mai activează, în momentul în care reîncep o activitate în funcție, au din continuare de făcut anumite lucruri. Pentru că amenda care este financiară nu scutește partea cealaltă. Pentru că poate vrea să se impună, nu știu, poate să meargă într-o funcție de conducere la un alt club, dau un exemplu, sau la același club. Mi se pare că mai e și un regulament mai, nu știu, că a fost invocat la un moment dat, a spus chiar președintele Federației Răzvan Burleanu la FCSB, pentru că a fost la un moment dat amendat, sancționat pentru limbaj, pentru critică la adresa arbitrajului Gigi Becali. Și tot așa, principalul motiv invocat de finanțator a fost de asta, că nu apar pe nicăieri în scripte. Iar motivarea federației a fost că este clar o reprezentare vădită de către respectivul învinuit cu tare cu clubul respectiv. Sunt foarte multe teme în legea sportului care și în regulamente care se pot aplica, dar asta, din nou, sancțiunea de tipul ăsta o să îi se aplice în momentul în care va fi din nou. Că nu va mai fi niciodată, poate asta e treaba lui, nu e problema
Da, până la urmă... Trebuie să plătești. La noi oricum sunt foarte laxe pedepsele, acum, sincer. Mă uitam față de cum, în comparație... Bine, nu ne comparăm financiar. Pentru că noi nu interferăm cu ce înseamnă... Nu poți să judeci în civil și penal ulterior. Pedepsele sunt... Nu știu, mă uitam așa, de exemplu, a primit Gică Hagi la un moment dat o amendă de, nu mai știu, $500 sau ceva de genul ăsta. Păi pentru un pahar în capul asistentului s-a dat pedeapsă 1000 de lei. Da, s-a dat ceva. Știi foarte bine, fără suspendarea terenului la Dinamo. Serios, ce înseamnă 1000 de lei la ora actuală, chiar și pentru Liga 1? Nu se învârți sume uriașe, e adevărat, ca afară, dar... Nu se compara. Dar ca afară merită pedepse. Ca afară, când în momentul în care exact. Se face un dosar penal pentru o situație din care, Doamne ferește, poți vătăma corporal o persoană, parcă te mai gândești și a doua oară dacă vrei să mai faci ceva. Și la un arme și în sport după justiția civilă, cum în Elveția. Da, doar că întâi trebuie să... Acolo orice amendă așa. Este reglată după fișa ta personală financiară. Anuală, după venitul tău pe care l-ai declarat la fisc. Să te usture la buzunar. Exact, dacă tu ești milionar, primești o pedeapsă pe măsură, ca pe care s-o simți. Nu e amendat la fel un instalator, dar și un director de bancă. Înseamnă că Dinamo de-aia a luat 1000 de lei, că n-are o situație financiară extraordinară, Vasile. Exact. Hai să-i lăsăm, că și așa sunt cu probleme. Bun, așteptăm să vedem săptămâna viitoare și Cupa României, așteptăm să vedem și tragerea la sorți. De mâine, de la ora 19, seara, toată lumea e cu ochii cât cepele pe televizor, să vedem exact cine, cum, unde, ce cazări trebuie să luăm, ce trebuie să facem. Hai să întrebăm pe Vasile pe cine vede la noi din... Mai avem timp? 10 secunde, foarte, foarte 10 rapid. Secunde, grupa întâi. Exact ce a spus un ascultător astăzi la radio, ar fi perfect să picăm cu tot regatul unit al Marii Britanii, adică avem o posibilitatea de a pica într-o grupă cu Anglia, Scoția, Țara Galilor. Bun, să vedem. Vedem mâine de la 19, dacă ai avut dreptate. Mulțumesc, dragilor, în continuare. Ce să zic, spor la petrecere, dragi români. La mulți ani, ne vedem săptămâna viitoare.